urmează unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului, Team of the Season este aproape aici. Așa că haideți să discutăm despre când apare și pe mobil și care va fi prima echipă din prima săptămână, ce jucători vor fi. Hei, salutare prieteni, bine v-am regăsit la un nou videoclip, așadar, Spring Break e aproape gata și asta înseamnă că urmează un nou eveniment, băieți. Cei cu listele de anul trecut ar fi putut spune că urmează Golden Week, dar deja erau câțiva jucători japonezi în Spring Break, deci era foarte, foarte improbabil să apară, așa că oficial, de aseară știm că următorul este Team of the Season. De altfel, se știa de câteva zile pentru că dacă intrați în joc la settings și dați la feedback, va arăta acolo noul logo de la FIFA și pare a fi Mbappé cu Team of the Season pe fundal. Vă spuneam, a devenit oficial, dacă vă faceți update la joc, are noul logo, noua iconiță. Ce mai de spus despre Team of the Season, unul dintre cele mai mari evenimente și cele mai așteptate pentru că va ține vreo 4, 5 sau chiar 6 săptămâni și vor fi cei mai buni jucători din cele mai bune campionate, deci cu siguranță veți găsi ceva pentru echipa voastră. Deci știm că apare Team of the Season, dar când apare mai exact? Dacă ar fi să ghicesc, cel mai probabil 99% va apărea joi după ce se termină Spring Break. Bineînțeles că e posibil să apară cu o zi mai devreme sau cu o zi mai târziu, dar dacă ar fi să ghicesc, aș spune joi, totuși EA este EA și ar putea să-l lanseze când vrea pack-ul lor. Deci, să spunem că apare joi, haideți să vedem și ce jucători vor fi în prima săptămână, pentru că v-am spus, vor fi mai multe săptămâni cu toate campionatele, cred că vor fi câte două în fiecare săptămână, dar prima dată și prima dată va apărea Community. Dacă mai țineți minte, asta este echipa care trebuia votată de voi pe site, de altfel v-am sugerat să-l votați pe Moruțan, din păcate, după cum vedeți, nu a prins prima echipă, din fericire pentru noi, totuși este o legendă de-a noastră pe acolo, Bailey. Foarte multe alte cărți interesante pe lângă el, de exemplu Juan Bisaca sau Valverde. Astea sunt cărțile de pe consolă, acolo s-a lansat acum vreo câteva zile. La noi vor avea cu totul alt overall și foarte, foarte posibil să fie puși unii jucători pe alte poziții. Iată și un concept cu cărțile, cum ar putea arăta pe mobil. Astea nu sunt cărțile oficiale, este doar un concept, doar jucătorii vor fi ăștia. Pozițiile și overall-ul ar putea fi schimbate, dar sper să primească o carte super super bună Wan-Bissaka, Valverde, chiar și Alaba, Barnes va fi interesant pentru cine are nevoie de un left wing din Premier League. Și regele Bailey, sunt curios ce carte va primi, ce skill boost va avea, chiar și Keane s-ar putea să fie un atacant interesant pentru că este înalt, nu știu dacă și rapid. Foarte mulți jucători interesanți, ba unul sau doi care s-ar potrivi și în echipa mea, bineînțeles, depinde ce skill boost vor avea. Și apropo de skill boost-uri, am văzut că umblă tot felul de liste, alea sunt doar predicțiile, cred că băieții au văzut ce skill boost-uri încă n-au primit jucătorii aceștia și presupun că alea vor fi skill boost-urile. Deci aveți grijă, nimic oficial, doar miercuri sau joi vom afla cu siguranță. A, și tot în prima săptămână, odată cu Community, ar trebui să apară și Team of the Season din Liga a doua din Anglia, cu toate că jucătorii aceștia probabil vor fi folosiți undeva pe la SBC-uri, nici Pușcaș nu a prins echipa asta, deci să vedem, poate la Community vor apărea și nominalizații, poate va apărea și Moruțan. Și apropo de jucători noi, ce spuneți să vedeți cel mai nou jucător din echipa mea, un Prime Icon, dați pe videoclipul din dreapta să-l vedeți. Până data viitoare, numai bine prieteni, pa, pa!